Problemele cu faleza din Eforie Nord continuă. Din cauza precipitațiilor din ultima perioadă, terenul nesigur din zonă a cedat, așa că o parte din faleză s-a prăbușit. În acest moment, accesul în zonă este restricționat, existând în permanență teama ca nu cumva faleza să se prăbușească în totalitate. Faleza este afectată pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Dacă precipitațiile vor continua, există posibilitatea ca lucrările de reabilitare să fie în zadar. Asta pentru că oricând pot apărea noi alunecări de teren. Taluzul falezei intermediare nu a mai rezistat greutății exercitate de pământ bibat cu apă, cu foarte multă apă, și a cedat, punând astfel în pericol sezonul estival. Introducerea de pironi au reușit să stabilizat o faleză superioară, au limitat astfel pagubele care ar fi putut fi produse datorită alunecărilor de teren. Și sperăm, cu voia Dumnezeu, că nu vor mai fi precipitații abundente care să producă alte pagube. În acest moment au fost montate mai multe plase cu sfori menite să împiedice malurile de pământ să mai alunece. Locuitorii din zonă sunt cei mai afectați de această situație. Trebuie să avem răbdare, asta e lucrare de mare anvergură și lucrare mare, care necesită și timp și bani. Eu sunt în Eforie de aproape 37 de ani, dar faleza a început ușor să se prăbușească și acum vreo 10 ani s-au tot promis, de câte ori au fost alegeri la primărie, de câte ori s-a promis că ea se va face. Da? Lucrările la refacerea falezei au început încă din 2009. De atunci, autoritățile locale împreună cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral încearcă să refacă întreaga faleză, însă lucrările par să nu se mai încheie.